Lecția noastră începe cu, cu vremurile de înviorare și timpul de restabilire a tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroși din vechime. Este o povestire pe care am mai auzit-o, dar este bine să o reîmprospătăm în mintea noastră. Mulți înțeleg că aceste timpuri au început odată cu a doua venire a lui Isus Hristos, când s-a întors ca Domn al Sabatului, Matei 12, 8. Odată cu această reîntoarcere a fost inventat becul electric, mașina de scris, telefonul, iar acum internetul. Productivitatea agriculturii a crescut de 10 ori. Departamentele de mediu caută să curețe pământul de poluare. Medicina vindecă lepra, iar bolile care au afectat și bolile care au afectat omenirea timp de șase mii de ani. Astfel de lucruri au început să aibă loc pe pământ de la întoarcerea noului rege al pământului, care împărtășește, care, împărțe, care împărțește și judecă, iar înlăturarea vechii ordini face parte din ea, și din marea reconstrucție și restabilire. Psalmii 93 la 99 Dar lucrarea aceasta încă nu este terminată. Mai este o a doua parte care trebuie să aștepte până când sângele jertfei pentru păcat, pentru a pecetlui nou legământ și marele mijlocitor, va fi complet. Această parte va ridica blestemul adamic și va aduce o ocazie de viață pentru toți cei din morminte. Cu puțin timp, înainte de moartea sa, un frate drag pe care îl cunoșteam a studiat Ezechiel, capitolul 47. Am avut parte de o părtășie specială cu el atunci, discutând din acest capitol, care are mai multe detalii despre împărăție, decât capitolul 22 din Apocalipsa. Sunt versete care sunt foarte clare, alte părți care nu le înțelesese, dar care deveniseră clare pentru el. Mai erau și alte lucruri care rămăseseră obscure și neinterpretate. Din când în când mintea mea se întoarce la cea oră binecuvântată de părtășie pentru a mă gândi la restul povestirii, astfel am impresia că vorbim încă împreună. Este o istorie dincolo de profețiile despre tronurile și împărățiile care vor trece. Ea se întinde dincolo de necazurile, durerea și agitația celor câțiva ani din fața noastră. Este dincolo de regi și catedrale, dincolo de ultimele șapte plăgi, dincolo de necazul lui Iacov. Este o nouă ordine mondială. E chiar și dincolo de pecetluirea noului legământ care trebuie să fie inaugurat. Ea este despre viitor. Despre modul în care vor ajunge binecuvântările la lumea flămândă și însetată, și ne explică cum va înainta omenirea pe calea înaltă a sfințeniei. Fraților, este o viziune ca un vis, dar este visul unui profet și nu iluzii fanteziste. Ezechiel însuși este numit Fiul Omului, un titlu care aparține unui agent uman. Așa cum este și Biserica, în timp ce se află aici în carne. La fel ca Ezechiel, Biserica lui Hristos mărturisește acest mesaj și vestește viziunea cu credincioșie. Să citim, deci, Ezechiel 47, cu 1 până la 12. M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei, înspre partea de miază zi altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să o culesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat o mie de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși o mie de coți și m-a pus să trec prin apă, și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși o mie de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri, coapse a măsurat iarăși o mie de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să not, un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis: Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare. Și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni, pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci pe oriunde va ajunge apa aceasta apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Pescarii vor sta pe malurile lui, de la Enghedi până la Englaim, și vor întinde mrejele, vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii mării celei mari, și vor fi foarte mulți. Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui, de-amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. În versetele următoare, dragi frați, de la 13 la 21, avem o imagine a împărăției în țara moștenită. Această viziune nu aparține Templului lui Solomon și nici măcar Templului lui Ierod, unde a predicat Isus. Este lucrarea împărăției de restabilire a rasei umane sub noul legământ. Viziunea are un mesaj mai înalt. Dar se bazează pe prototip, având camere și porți noi. Ea învață o cale de vindecare și de recuperare. Viziunea din capitolele anterioare este atât de detaliată încât un arhitect ar putea face planul templului. Această hartă este mai detaliată decât avem nevoie, dar poate servi scopului nostru. Să visăm acum împreună cu profetul nostru, Ezechiel. El începe spunând, după aceasta. După aceasta a fost adus la, la ușa templului. După ce? În capitolul 46, versetele 21 la 24, Ezechiel a fost văzut ultima dată cu omul care avea o prăjină de măsurat este același om care începând cu capitolul 40 i-a dat dimensiunile templului. Apoi a fost dus în cele patru colțuri ale curții, unde se fierbea carnea jertfelor înainte de a fi mâncate și urmează ca Ezechiel să primească însemnătatea acestor lucruri. Ioel 3 cu 18 în vremea aceea va picura mus din munți și va curge lapte din dealuri. Toate părâile lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda valea Sitim. Acum deci Ezechiel se află lângă ușa templului, probabil pe pragul casei, și iată-l, pe omul cu prăjina de măsurat în mână, stând în picioare, gata să prezinte direct programul. Ezechiel l-a văzut pe acest servitor într-o altă viziune, pe ca, ca pe unul îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimare la breu, care a spus, Am făcut ce mi-ai poruncit. Așadar, vedem apa care se pogora sau curgea de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. Apa ieșea spre răsărit pe lângă altar, chiar în timp ce Ezechiel era în curte. Apa începe să curgă chiar înainte ca oamenii de rând să o observe, chiar dacă ei văd ceva, nu-și dau seama că ea vine chiar din interiorul templului. De acolo începe să curgă prin curte și coboară în Valea Chedron. Această casă va fi biserica completă făcută din 144.000 de pietre, împreună cu piatra din capul unghiului. Aceste ape nu sunt mici averse sau un părâu mic, ci devin un geyser din apele care odată erau depozitate din abundență în adâncul pământului. Citim în Isaia 12,3 Isaia le numește izvoarele mântuirii. Apele dătătoare de viața ale adevărului, pur și curat, vor aduce restabilirea umană tuturor celor doritori și ascultători. Ele curg spre est, spre răsăritul soarelui, dar și spre sud-est, după cum vom vedea mai târziu. Sudul, sau miaza zi, este faza pământească a împărăției. Aceasta începe cu vrednice din vechime. Sub noul legământ, apele aduc binecuvântări în țara de miază zi. Zaharia 6 cu 6 Ezechiel își părăsește funcția sau postul de sacrificator din curte și este condus afară pe poarta de miază noaptea curții. El este dus pe partea dreaptă pentru a vedea apa care curge prin poarta de răsărit. Apa curge, dar devine mai adâncă doar atunci când el își termină lucrarea în curte. Acum, omul acela cu prăjina de măsurat este lângă Ezechiel. Îl regăsim pe omul cu prăjina de măsurat și în Ezechiel 40 cu 3 și 4, precum și în Zaharia 2 cu 1. El este ca un ghid și cel care explică lui Ezechiel diferitele sale viziuni. Acest ghid și însoțitor este ca și mesagerul laodician, omul cu călimara la brâu, care explică și arată calea clasei Ezechiel. El folosește măsurările divine din templu și apa pentru învățarea casei lui Israel. El l-a instruit pe Ezechiel să vestească casei lui Israel tot ce vede. Așa putem deduce despre omul care măsoară și la cele patru măsurări de-a lungul apei. Omul acesta măsoară o mie de coți de apă care curg spre răsărit și îl pune pe Ezechiel să treacă prin apă care îi ajunge până la glezne. Apoi apele i-au ajuns până la genunchi, apoi din nou până la brâu și în cele din urmă Râul era prea adânc pentru a putea fi trecut fără a înnota. Omenirea, deci, trebuie să învețe să înnoate. În ceea ce privește cei 1000 de coți măsurați de patru ori, sunt înclinat să consider că este vorba de patru măsurări ale unei distanțe de 1000 de coți de-a lungul malului râului. Cu alte cuvinte, aceasta măsoară creșterea apei la patru adâncimi în timpul aceluiași mileniu. Este vorba de patru etape pentru a măsura lucrarea milenară de restabilire. Acești o mie de ani au etape progresive de curățare și înnotare. Astfel, în timpul mileniului, omenirea mai întâi își va uda picioarele, dar nu se va aștepta ca să înnoate chiar de la început. Oamenii vor avea o nouă bază sau poziție, în adevăr, dar vor umbla în mare parte după vechile lor obiceiuri. Dar dacă vor continua, apa va deveni mai mare, până la genunchi, și totuși vor putea să traverseze râul conform voinței lor. Dar odată cu înaintarea și progresul, e mai greu de mers prin apa ajunsă la nivelul coapselor. În cele din urmă, oamenii vor trebui să folosească doar curentul apei și nu vor putea înainta conform naturilor căzute. Ne amintim oarecum de cântarea 153 care începe cu Tot e al meu, nimic al tău și continuă până la ultima strofă când zice, tot al tău, nimic al meu. Aceasta va fi de asemenea necesar și sub mijlo mijlocitorul noului legământ, în timp ce oamenii vor înainta în sus pe calea în a sfințeniei. Apoi viziunea continuă, Ezechiel este adus înapoi pe malul râului, pentru a vedea o altă parte a binecuvântării împărăției. El observă că apa iese din templu și curge spre răsărit. Vede o mulțime de pești și multe mreje. Aici avem mai multe detalii decât în Apocalipsa 22. Versetele 7 și 12 spun că pe ambele maluri ale râului sunt o mulțime de copaci. Acești copaci sunt asemenea pomului vieții din Eden, Fructele sunt bune pentru hrană, nu se sfârșesc niciodată, și pomii fac roade noi în fiecare lună. Aceste roade noi, care se tot schimbă, pare să satisfacă nevoile sezoniere pentru a hrăni nevoile schimbătoare ale oamenilor și ale societății, pe măsură ce aceștia sunt capabili să înțeleagă și să asimileze principiile și adevărul cele 144 de de roade coapte în viacul evanghelic vor reîmprospăta lumea flămândă. Frunza lor nu se va veșteji și nu mor. Ele devin medicament pentru vindecare. În timp ce roadele, cum ar fi cunoștința, hrănesc un organism în creștere, frunzele, cum ar fi antioxidanții, aminoacizii, acizi omega și enzimele acționează ca o instruire și disciplină corectivă pentru a repara inimile și mințile disfuncționale cu probleme. Ieremia 31 cu 34 ne spune Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând Cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Acum, versetul 8. După ce a văzut copacii, Ezechiel vede unde curge acest râu al vieții. Curge spre ținutul de răsărit și coboară în ținutul de răsărit în deșertul iudeii. În pustie vor țâșni ape și în pustietate părâie. Isaia 35 cu 6, 35 cu 6 și 7 și 44 cu 3. De acolo curge spre sud în mare. Care mare? Marea moartă. Marea sărată la est, la est de Ierusalim și acele ape sunt vindecate de apa dulce și proaspătă. Aceasta reprezintă națiunile moarte, întreaga lume care a murit. Versetul al nouălea ne spune că acest, acesta este un râu dătător de viață. Pe unde va ajunge râul, va fi viață. În apele râului se află o mulțime de pești. Peștii sunt oamenii de orice fel, națiune sau limbă. Ezechiel 47 cu 10. Pescuitul va reînvia. Pescuitul ca și pescarii de oameni va reînvia din nou. Oamenii vor fi învățat lecții valoroase în timpul de strâmtorare, care îi va fi umilit și făcut să aibă un spirit de învățăcel. Mulți vor căuta atunci dreptatea și adevărul, așa cum peștii caută hrană. Recum spune Nisaia 26 cu 9: Când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Și Nisaia 60 cu 5: Căci bogățiile mării se vor întoarce la tine, și forțele sau visteriile neamurilor vor veni la tine. Engedi se află la jumătatea drumului de pe malul vestic al Mării Moarte, în pustia iudeii. Numele acesta înseamnă fântâna caprelor. Din cauza unui izvor care este acolo, din care beau și să caprele sălbatice. Eneglaim se află chiar la extremitatea sudică a Mării Moarte, în pustia Tsoar. Acest nume înseamnă fântâna vițeilor, fântâna vițeilor sau a taurilor. Astfel, Omenirea se va întoarce între antitipul jertfei pentru păcat, tipice, a vițeilor și a țapilor. Niciodată aceste coaste nu au mai văzut pești vii, dar vor vedea. Zaharia 13,1 În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Și întorcându-ne la Ioel 3,18, în vremea aceea va picura mus din munți și va curge lapte din dealuri. Toate părâile lui Iuda vor fi pline de apă, un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda valea Sitim. Atunci când se deschide o ieșire, o cale de scăpare, ceea ce a fost mare moartă, Poate deveni o mare vie. Continuând cu versetul 11, vedem că există o excepție. Mlaștile și gropile ei nu se vor vindeca, ci se vor transforma în sare. Unii vor refuza să fie vindecați. Orice apă care stă, care este fără scurgere, devine stagnantă. Mlaștinile sunt ape stagnante, și reprezintă pe cei care nu vor progresa, care nu vor asculta de acel profet, Fapte 3 cu 23, care nu vor învăța neprihănirea, Isaia 26 cu 10. Așadar, trebuie să ne întrebăm dacă toate binecuvântările împărăției vor schimba fiecare inimă. Va mai fi cineva? Care nu va alege de bunăvoie viața ca să trăiască, va fi vreunul care va fi în cele din urmă tăiat, exclus din viață după ce a avut o ocazie de plină. Chiar dacă ar fi unul, zece sau o sută, aceasta ar dovedi că omul a fost creat cu adevărat, cu o voință liberă. Celelalte 50 de miliarde de oameni care vor alege viața vor fi o dovadă a voinței libere de a înțelege și de a alege binele, în timp ce alții au ales moartea. Vom merge la Ieremia 17 cu 5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Iar versetul următor, căci este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea. Locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Versetele 13 până la 21 descriu din nou granițele pe care, granițele pe care le-a avut țara la început. Punctele de hotar și cetățile sunt probabil simbolice, Putem vedea notele fratelui John Meginson. Capitolul 48 prezintă semințiile pentru fiecare dintre aceste locuri și cetăți. Aici este arătată starea naturii umane în diferite domenii. Țara promisă a Cananului reprezintă starea omenirii împărțirea ei între cele 12 seminții în părți egale, variind în funcție de apropierea de partea Ierusalimului, sugerează 12 condiții sau grade de onoare a omenirii restabilite în împărăție. Va fi o șansă sau o ocazie egală pentru toți, chiar și fostele popoare păgâne, străine din versetul 22, Chiar și ei trebuie să aibă aceeași ocazie ca și poporul ales al lui Dumnezeu, evreii, ca și cum s-ar fi născut având aceeași favoare și cinste. Iar versetele 15 și 16 descriu hotarele țării. Totuși, chiar dacă sunt luate literal, ele se extind și sunt mai mari decât Israelul de astăzi. Astfel națiunile pământului, popoarele, familiile, vor fi primite în poporul lui Dumnezeu și vor deveni membri ai celor 12 seminții ale lui Israel. Deși, după cum vom vedea, ei trebuie să vină la sămânța lui Avram pentru a primi binecuvântarea în cadrul noului legământ al legii. Atunci, Marele Israel va începe să se extindă nu numai până la granițele profetice, ci și până la marginile pământului. Versetele 21 cu 23, în traducerea engleză standard, oferă câteva detalii despre acest aranjament. Țara aceasta o veți împărți între voi după semințiile lui Israel. O veți împărți, însă, ca moștenire prin sorți între voi și între străinii care vor locui în mijlocul vostru. Acești străini care vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veți privi ca pe niște băștinași între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorți împreună cu voi, între semințiile lui Israel. Străinului îi veți da moștenirea lui în seminția în care va locui zice Domnul Dumnezeu. Aceasta este o deducție din Levitic 19,34 din legea mozaică despre modul în care trebuiau să se poarte cu străine. Străinul, neamurile, trebuiau să locuiască, să, ca, să cazează, se ca oaspete pentru a învăța despre Dumnezeul lui Iacov. În Mica 4 cu 2 și Isaia 2 cu 3 citim, neamurile se vor duce grămadă la el și vor zice, veniți, haideți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Astfel, oamenii își vor lăsa agendele și planurile lor epuizate și pustiite și vor merge la sursa de învățare pentru a asculta cuvântul Domnului. Unora poate le va lua un an pentru a se conforma. Alții poate vor avea nevoie de o sută sau mai mulți ani pentru a se îndrepta și schimba și a se reforma pe acest drum al vieții. Dar aici se mai spune ceva ciudat. Acești străini vor avea copii și ar trebui să fie considerați cetățeni în acest nou canan. Acestora li se va da o moștenire. Ei nu vor fi considerați imigranți, visători, ci cetățeni ai lumii noi. La început am fost nedumerit de gândul că cineva ar putea avea copii odată ce blestemul rostit în Eden va fi ridicat, iar noul legământ spre viață inaugurat. Dar dacă templul, porțile, râul, pește și copacii simbolizează ceva mai real și mai vital, poate că și nașterea de copii are o semnificație mai largă. Chiar și Apostolul Pavel s-a referit la rolul său de a naște copii într-un sens mai înalt, prin Evanghelie, așa cum citim în 1 Corinteni 4:15. În acest verset, un frate convertit este considerat copilul lui Pavel. În împărăție, acele neamuri naturalizate care devin israelite ar putea avea copii simbolici. Aceștia sunt cei asimilați în Israel cu Dumnezeul lui Israel. Fiecare generație, astfel adoptată, va avea privilegiul de a purta generațiile anterioare. S-ar putea să înțelegem în câteva sensuri. Primul, cei ale căror vieți sunt reformate, schimbate, vor fi dornici să-i ajute și pe alții să se reformeze. Astfel, aceștia vor deveni copii ai adevărului și ai luminii și vor fi considerați cetățeni în hotarele în expansiune ale cananului pământesc, Noua Ordine. Aceasta nu va fi o naștere naturală, ci viața restabilită și renuită, care îi va face pe oamenii adevărați copii ai lui Dumnezeu. Dar ar mai fi un al doilea gând, care ar putea fi în sensul că acești copii nu vor fi copii mici, care se vor naște atunci generații, generației care va fi în viață, ci fiecare generație va avea privilegiul de a se ruga și de a-și naște, de a aduce înapoi pe părinții lor și cei care se vor întoarce din mormânt. Este ca și cum se va readuce viața înapoi la fiecare generație anterioară, până când se va ajunge la cei din Eden. Când o generație credincioasă va cere favoarea divină pentru renașterea părinților lor, trezirea din mormânt vor fi în ordine inversă, ca să spunem așa. Avem un text în Psalmul 45 cu 16, care se aplică în mod potrivit și în primul rând vrednicilor din vechime, care la început au fost părinții Israelului natural, care vor deveni copii în viața ai Hristosului și ai Miresei, care a fost completă ulterior. Acești vrednici din vechime vor fi treziți la viață pământească de către sămânța spirituală mai târzie a lui Avram. Cu toate acestea, în aceste câteva cuvinte se regăsește un principiu conform căruia cei din tâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei din tâi. Practic, rolul părinților și al copiilor este inversat. Copiii vor putea naște părinții. În 1914, în articolul 5530, pastorul Rusel a făcut acest comentariu interesant. În timpul mileniul, trezirea din somnul morții, din închisoare, se va înfăptui prin putere divină. Desigur, dar noi credem că aceasta va fi ca răspuns la rugăciune. Fiecare cerc familial, pe măsură ce se va pregăti pentru ceilalți membri, va fi bucuros să facă cereri pentru întoarcerea acestora. Astfel, rasa va ieși din închisoare, în ordine inversă, față de cea care a intrat și vor fi recunoscuți, vor fi identificați de prietenii, de rudele lor și aceștia vor face pregătiri pentru ei. Așadar, acești copii reprezintă fie primul gând, adică convertirea unui inim și a unei vieți la noua ordine, sau al doilea, rugăciunea cu credință pentru revenirea generației trecute. Sau, în orice caz, va fi ceva și mai bine, și mai frumos. Ne vom. Vom merge la Ieremia 31 cu 13. Atunci fetele se vor veseli la joc, tinere și bătrânii se vor bucura și ei, le voi preface jale în veselie și voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. Iar în Isaia 66 cu 12 căci așa vorbește Domnul. Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu și slava neamurilor ca un pârâu ieșit din matcă și veți fi alăptați. Veți fi purtați în brațe și dezmierdați pe genunchi. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia și eu. Da, veți fi mângâiați în Ierusalim și când veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura și oasele voastre vor prinde putere ca iarba. Domnul își va arăta astfel puterea față de robii săi, dar va face pe vrăjmașii lui să-i simtă mânia. Deci, trebuie să ținem minte, apa împărăției începe să curgă în timp ce Ezechiel, ca și biserica, stă pe prag privind jertfele din curte și înainte de a ieși sau a părăsi curtea prin poartea de nord. Apa începe să curgă atunci când încep timpurile restabilirii. Când părăsește curtea de sacrificii prin poarta de nord sau miază noapte, el poate măsura șuvoiul în creștere. Binecuvântările încep să curgă din noul Ierusalim ceresc, prin Ierusalimul pământesc. Umanitatea, care la început poate doar să treacă prin adevăruri până la glezne, Treptat va fi cuprinsă de ape. Apele aduc viața pe pământ și omenirii restabilite. Apele vor oferi viață tuturor celor doritori și ascultători, însă nimeni nu va fi constrâns peste voința sa. Dacă nu vor alege viața, nu o vor primi. Toată omenirea va fi invitată să învețe calea spre viață de la sămânța lui Avram. Pe măsură ce se va identifica cu Dumnezeul lui Israel, toată lumea va deveni israelită sub noul legământ. Așadar, dragi frați, aceasta este o istorie elementară. Dar numai cei care au o idee despre marele plan al viacurilor pot vedea ceva în viziunea lui Ezechiel, ca fiind mai mult decât un vis în noapte. Ne-am dorit să încheiem cu încă un detaliu. Este o istorie citită printre rânduri. Mai, mai sunt, mai sunt anumite lucruri care pot fi văzute. Printre aceste rânduri. Să observăm că apele curg prin poarta de răsărit, pentru a aduce viață pământului pârjolit. Totuși, mai este o altă poartă de răsărit din Geneza 3 cu 22 și 24, de care ar trebui să ne amintim. Geneza 3 cu 22 Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște herovimi. Care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Să vă aduceți aminte de acest cuvânt de a păzi. Adam și Eva au fost scoși din grădină pe poarta de la răsărit, într-un ținut pustiu, plin de întuneric, de muncă și de spini. Ei nu au ascultat și au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, înainte ca organismul lor să poată asimila o astfel de hrană. Omenirea a mâncat din acest fruct amar timp de șase mii de ani de durere și muncă. Această permisiune a răului va schimba curiozitatea umană în conștientizare regret și în curând oamenii se vor întoarce prin pocăință. Atunci ei vor alege binele. În Geneza 2 cu 10 citim că din Eden curgeau patru râuri. Unii au spus că ele reprezintă cele patru clase care în cele din urmă vor fi reconciliate și vor avea viață veșnică. Puteți vedea notele lui fratele John Magison. Două râuri pleacă prin poarta de nord, sau miază-noapte. Bison, care este primul în țara unde se găsește aur, acolo vedem pe Cristosul, Geneza 2 cu 12, capul și corp în slavă. Gihon, Gihon este următorul râu care înconjoară toată țara. Versetul 13. Aceasta este Marea Mulțime. Și doar două râuri vor fi restabilite la poarta de răsărit a omenirii. Doar două râuri vor fi restabilite la poarta de răsărit a omenirii. Soarele dreptății care răsare cu vindecare sub aripile sale, Maleahi 4 2, va restabili doar două râuri pământești de la poarta dinspre răsărit. Citim că doar un singur râu curge direct spre răsărit, adică Hidekel, probabil râul Tigrul actual. Numele său ebraic dă ideea de curgere rapidă. Aici se poate vedea ceva despre vrednicii din vechime și Israelul prin care omenirea va fi împrospătată prin poarta de răsărit. Iar ultimul râu, Eufratul, care înviorează toată lumea. Fraților, am putea presupune că aceste ape vii simbolice au fost oprite de prezența heruvimilor și a sabiei de foc, care interziceau întoarcerea în grădină. Cu toate acestea, nu a fost, nu este pentru totdeauna. Sabia divină învăpăiată a condamnării la moarte a lui Adam va fi ridicată. Aduceți-vă minte din Geneza 3 cu 22. Păzească acest, acel cuvânt, a păzi. Viziunea apei care curge din templu prin poarta de răsărit indică faptul că grădina va fi din nou deschisă pentru oricine va dori să se împărtășească din această apă. Ea va fi la dispoziția tuturor celor care, prin experiență, au învățat să mânuiască cu înțelepciune cunoștința binelui și a răului nimănui nu îi se va mai interzice să se întoarcă în paradisul restaurat. Apocalipsa 22 cu 17 Și Duhul și Mireasa zic Vino și cine să aude și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Dragi frați, toți cei care intră din nou prin poarta dinspre răsărit se întorc în Eden. Fiți credincioși până la moarte, dragi frați, ca să puteți face parte din acel râu și să puteți ajuta această lume însetată. Fiți credincioși până la moarte și veți avea viața. Și viața va curge din voi la ceilalți. Amin.